Ne așteaptă o partidă foarte, foarte, foarte importantă. Una dintre finalele din acest an care au mai rămas, pentru că considerăm că fiecare partidă de acum încolo este o finală pentru noi. Vreau de la acest joc să avem dezinvoltură, să jucăm fotbal, să punem presiune, să ne creăm ocazii, chiar dacă întâlnim o echipă care în ultimele două etape, de când a venit Liviu Ciobotariu, a reușit 4 puncte din 6, a reușit să bată pe cei de la CSU Craiova, o echipă foarte bună, știm cu toții. Au reușit un rezultat de egalitate la Astra, au jucat fotbal, am văzut întreaga partidă și au avut multe momente de joc în care au dominat Astra. Știm că au jucători de calitate, dar lucrul cel mai important este ceea ce facem noi. Am în componență jucători care își doresc să atingă obiectivul care ni l-am propus. Chiar dacă sunt speranțe sau șanse mici, speranțele rămân în continuare că putem ajunge acolo sus. Indiferent de situație, sunt convins că va fi o partidă spectaculoasă, o partidă aprigă, o partidă care cine va greși mai puțin, acela va avea câștig de cauză. După cum știți, Laurențiu Rus este suspendat. Am ceva și indisponibil. La acest moment Andrei Cristea are o problemă medicală după meciul de acasă, dar a intrat în programul echipei. Sper ca la ora jocului să fie apt. Ionuț Cioinac, iarăși o problemă medicală. Sper ca cei doi să fie pe teren. Ceaca iarăși acuză ceva probleme. Dar eu sunt optimist. Sunt optimist pentru că știu că indiferent de problemele lor medicale, pentru acest joc vor strânge din dinți și vor încerca să scoată maxim din calitățile lor. Sper să fie terenul bun. Am mai jucat în competiție a Cupei României pe un teren care nu a fost așa cum ni l-am dorit. Acum sper să fie bun. Indiferent de vreme, indiferent dacă va fi apă pe teren, dacă va ninge, dacă va fi înghețat, dacă va fi iarbă, trebuie să facem totul pentru a face un joc mare. Depinde de vreme. Dacă vremea va fi geroasă, cred eu că este o soluție foarte bună. Până la urmă, eu țin foarte mult și noi, de fapt, ținem foarte mult la jucători. Jucătorii sunt actorii principali acestei competiții. Jucătorii trebuie să arate calitățile lor pe terenuri normale, terenuri de iarbă și nu pe terenuri înghețate. Dar dacă vremea ne va permite, noi continuăm să jucăm. Dacă nu, ar fi o idee foarte bună. Putem să jucăm și în maiuri, dacă noi ne gândim să câștigăm acest meci, chiar dacă este o echipă foarte bună. Deci important este să avem ambiție, să demonstrăm, nu vreau să ne apese astfel de lucruri, că e mânecă scurtă, că e lungă, că e maiu. Jucăm, suntem conștienți că dacă noi vom reuși să câștigăm acest meci, vom ajunge să sperăm cu încredere că putem atinge obiectivul pe care ni l-am propus. Da, gândul nostru este pe teren. Chiar dacă am văzut discuții în mass media, am încercat să ne ținem departe de aceste lucruri și important este că eu am în componență jucători care își doresc lucrul ăsta să facă performanță. Pentru ce? Pentru acești oameni care vin la stadion, pentru acest oraș, pentru rude, prieteni, vecini, pentru că sunt oameni care iubesc această echipă. Gândul nostru este doar să facem performanță. Și atunci este normal ca să ne concentrăm exact pe ceea ce avem noi de făcut. Mai departe, rămâne de văzut cât și cum vom reuși să trecem peste momentele care nu ne-au făcut plăcere, momentele care am fost triști, dezamăgiți,
Dar cu toate astea, noi am reușit să stăm departe de astfel de discuții și să ne vedem de joc. Ne așteaptă o partidă dificilă la Botoșani. Tot timpul am simțit când am jucat contra lor ca un derby, am avut primiri destul de ostile din partea lor, în sensul pozitiv, adică au fost meciuri încrâncenate. Sperăm să mergem la Botoșani, să ne revenim din punct de vedere al rezultatelor și să ne ridicăm moralul pentru meciurile care urmează. Va fi un meci foarte greu, având în vedere că așa au schimbat și antrenorul. Se vede că s-a creat o emulație în plus în cadrul echipei și au obținut și rezultate în ultimele două meciuri. Suntem conștienți că noi trebuie să fim mult mai responsabili, să nu mai muncim pentru a rezolva greșelile, trebuie să nu mai facem greșeli și să părem o echipă mult mai, să arătăm ca o echipă mult mai solidă. Noi încercăm să fim cât mai motivați pe teren, încercăm să ne concentrăm la fiecare antrenament, să dăm 100%, încercăm să obținem rezultate, dar de multe ori nu ne facem procese de conștiință pentru că nu avem rezultate. Dar probabil în subconștientul nostru afectează într-o oarecare măsură mai mult sau mai puțin pe fiecare și lucrul ăsta se vede în rezultate pentru că încercăm să stăm cât mai deoparte și când tragem la căruță trebuie să fim cu toții angrenați în această luptă, pentru că nu e nimic întâmplător în viață. Da, este o perioadă grea, pentru că până acum Iașul și-a dorit să aibă rezultate, dar eram o echipă care ne mulțumeam dacă cu tot orice loc în plus ne mulțumeam. Acum, anul trecut s-a ridicat ștacheta și în cadrul echipei și în cadrul s-a schimbat un pic mentalitatea, ne dorim mult mai mult și un pic ne pune un pic presiune situația care este acum la club, pentru că în continuare credem că nu aceasta este fața echipei, dar clasamentul este destul de strâns, putem spera în continuare doar dacă vom face rezultate.